nevoie de vreun milion jumate. Da, de cât vrei? De cât faci duș și întors. Cum de cât am eu nevoie? Da, tu ai nevoie de rezervorul plin. E bine, mergem pe, cu trenul și gata. Bine, gata, lasă-mă pace cu trenul tău. M-am menit mereu. Adică... Tata a consumat 10 litri. Geanta sau ce vrei să ții? Hai mă, nu te mai uita în stânga, în dreapta. Da, nu, să plătească. Păi să uita înapoi. Ce? De cât să? Cât consum duci întors? Că n-ai intrat pensie. Dacă poți să faci de vreo 5 milioane, bani. Da. Păi, na. Dacă mă întrebi așa. Bașca, că nu-mi pot permite să... fac cheltuieli suplimentare. Bine. Te-ai uitat în cât timp ajunge? Într-o oră și două minute, dacă. Totdeauna să fie cu tine. Stres. Ultima sută de metri, că trebuie să ne scârpinăm așa. Bine. Bine. Hai măi omule, ce-i faci acolo? Plătește, e coadă, nu vezi? Blocăm, facem, protestăm. Blocăm, facem, protestăm, plecăm la ora normală. Sunt plin de dragi pentru că am avut 4 ore proaste. Te rog să te potolești și tu, că m-am chinuit să ajung aici. Trebuia să-mi spui? Trebuia ce să spun? Te-am spus că întârzi un pic. Când mi-ai spus? Când? Ai sunat și tu acolo? Nu. Păi de ce să sun acolo? Că s-ar putea să întârzi? Nu, n-am sunat și nici nu o să sun. E, nu, păi, nu. Nici nu știu numărul. Nu știi numărul. Nu știu. Nu știu. De ce nu te interesezi? De, da, da. M-am chinuit să ajung aici. Gata. Mi-a zis să nu întârzi. Kiss FM. Vrei să taci odată? Să te bruiești pe tine? Ia ți elicopterul și du-te! Decât să merg cu tine, mai bine îmi dau una în cap. Da, dă-ți una în cap și gata, mie îmi convine. Dacă tu asta îl ții simplu. Pentru tine, poți să faci și tu ceva odată. Dar chiar nu înțelegi.
că m-am chinuit să ies din firma aia acum. Ei, înțelegi, un căcat, înțelegi. Dar trebuia să te organizezi altfel. Măcar cu benzina trebuia să te organizezi. Mai taci odată din gură. Du-te, Doamne, iartă-mă că ești un etichet. Nu ai cardul la cardul, nu. Trebuie să-l conduc. Stai să-l bagi în buzunarul de bani. Iau de aici.